Salut, prieteni! Băi, m-am însurat, băi băieți. Azi este 15, sâmbătă. Ieri am avut cununia civilă. Și a fost super tare. Chiar nu mă așteptam să nu am gram de emoție. Am fost înconjurat de prieteni buni și oameni dragi. Și chiar a fost super tare. Și mă rog, n-am de gând să vorbesc despre asta prea mult. Vreau doar să vă anunț. Bineînțeles că au fost prezente și ciori, altfel nu pot să le spun. Și când zic asta, mă refer strict la niște țigănci împuțite care nu știau numele familiei și mă strigau în continuu: domnul Miri, domnul Miri, v-am urat de bine, domnul Miri, puneți ceva în găleată. Găleată-i măta. Ia uite-l și pe ăla cât de prost e. Da, și bineînțeles că a fost și o zi cu pățanii, pentru că nu se poate altfel. Eu mă de mine la mijloc. Când am plecat de la starea civilă, mergeam spre restaurant. Am mers cu mașina noastră, evident. Și părinții soției au zis că ei nu vor să stea până la final la restaurant și din cauza asta vor să se ducă acasă să-și ia mașina lor. Și am zis ok, hai că găsim noi cu ce să ne întoarcem. Și ne-au lăsat la restaurant, s-a întors cu mașina noastră acasă și au venit și ei după aia. Și la final, când să plecăm, am vorbit cu un tovarăș dacă poate să ne lase să ne ducă și pe noi până acasă. Chiar am gătit de ceremonie și ne-a dus, că e băiat bun. Mulțumesc, Iuli sau Vali sau cum te știe lumea. Și în fața blocului ne-am dat seama că nu aveam cheile de la casă la noi. Și cheile de la casă erau în mașină. Și cheile de la mașină erau în casă. Deci nu aveam cum să intrăm nici în mașină, nici în casă. Și a trebuit să facem seara un drum până la Conțești, unde stau părinții soției. Cu ocazia asta i-am văzut și pe bunici, ceea ce a fost super, că își doreau să ei n-au putut să ajungă, că sunt bătrâni. Sunt vitezomani, cum îmi place mie să spun. Bunicul are 94 de ani, pentru că nu mă înșel. Și bunica cu vreo 11 ani mai tânără. Și cam asta a fost ziua mea, cununia mea civilă. A fost super tare. Am avut parte de un super buchet de flori făcut la florăria Stilbe. Îi găsiți pe Facebook. O să las un link în descriere. De foto-video s-au ocupat cei de la ONX Media. Și nu știu, așa ca și un cadou de nuntă, mi-aș dori până pe 29 septembrie să fac 1000 de abonați. Momentan am 952. Dacă se poate, bine, dacă nu, nu. Și și am uitat ce vreau să zic. Bă, am și o vârstă, mă, că mă vedeți că mă gândesc așa și bagu. Am uitat, băi băieți, băi. Și în altă ordine de idei, cam asta a fost scurt
video. Să vă pun așa la curent cu ce am mai făcut. În afară de pregătiri de nuntă, absolut nimic. Și când zic absolut nimic, absolut nimic, așa că mai mult n-am pentru voi. Și ne vedem în clipul următor. Au, aia a fost o groapă. Ciao. And just like a soldier, I keep on moving forward, always getting closer, I'm marching till it's over.